Bună ziua, domnule secretar general al Alianței Nord-Atlantice, onorată asistență, doamnelor și domnilor. Sunt onorat să-l am ca oaspete astăzi pe domnul Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Bine ați venit în România, domnule secretar general. Mă bucur că sunteți din nou la București în această perioadă de pregătire a summitului NATO de la Varșovia din luna iulie. Prezența dumneavoastră în România, domnule Stoltenberg, reflectă importanța pe care Alianța Nord-Atlantică o acordă țării noastre. În luna iulie anului trecut am participat împreună la inaugurarea sediului Unității NATO pentru Integrarea Forțelor. Acum, ca și atunci, subliniez relevanța pe care Alianța Nord-Atlantică o are pentru țara noastră. România rămâne un partener de încredere, implicat activ în adoptarea și implementarea deciziilor aliate, iar acțiunile noastre concrete probează permanent acest lucru. România își îndeplinește integral angajamentele asumate la summitul NATO din Țara Galilor, ceea ce demonstrează că suntem un aliat credibil. O dovadă în acest sens este promisiunea onorată de a crește bugetul pentru apărare până la atingerea nivelului de 2% din PIB. Discuțiile de astăzi ne-au oferit ocazia unei evaluări cuprinzătoare asupra stadiului în care ne aflăm cu pregătirea summitului. Am asistat în 2015 la amplificarea și multiplicarea provocărilor de securitate la adresa spațiului euroatlantic, în special cel european, situație care, din păcate, continuă și în prezent. Situația din vecinătatea estică a NATO continuă să fie volatilă, iar procesul de soluționare a dosarului ucrainean se derulează cu dificultate pe fondul implementării parțiale și deficitare a acordului de la Minsk. Perpetuarea crizei din Siria și a instabilității în regiunea Orientului Mijlociu și Nordului Africii au favorizat extinderea amenințării teroriste ISIL-Daesh în spațiul european. Summitul NATO de la Varșovia va reprezenta un moment cheie pentru parcursul Alianței și este esențial pentru continuarea adaptării NATO în vederea consolidării securității și apărării colective după implementarea planului de acțiune pentru creșterea capacității operaționale stabilit la summitul din Țara Galilor în 2014. Cu prilejul vizitei dumneavoastră la Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est din București, veți constata progresele în implementarea măsurilor prevăzute de Planul pentru creșterea capacității operaționale a Alianței, datorate contribuțiilor substanțiale venite din partea țării noastre. Reamintesc faptul că structurile NATO de comandament din România, Unitatea NATO pentru Integrarea Forțelor și Comandamentul Multinațional de Divizie au un rol major în cadrul eforturilor de îmbunătățire a capacității Alianței de a răspunde cu succes provocărilor prezente, dar și celor viitoare. De asemenea, apreciez în mod deosebit participarea domnului secretar general Stoltenberg la ceremonia de inaugurare a facilității antirachetă de la Deveselu de astăzi, care marchează atât aprofundarea cooperării în cadrul parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, cât și consolidarea profilului României în NATO, în perspectiva integrării acestei facilități în sistemul NATO de apărare antirachetă. Contribuția României la eforturile de apărare împotriva rachetelor balistice
demonstrează preocuparea constantă a țării noastre pentru respectarea angajamentelor naționale, atât în planul relațiilor bilaterale strategice româno-americane, cât și în cadrul NATO. O spun încă o dată cât se poate de clar. Sistemul Aegis-Ashore din România nu este îndreptat împotriva niciunui stat având rol strict defensiv. Acesta constituie o asigurare a apărării României și a aliaților europeni împotriva unor potențiale amenințări cu atacuri balistice din afara spațiului euroatlantic. În aceste condiții, am reiterat susținerea pentru declararea capacității operaționale inițiale a sistemului antirachetă al NATO la summitul de la Varșovia, precum și pentru creșterea rolului Alianței în contracararea noilor riscuri în domenii ca apărarea cibernetică, combaterea terorismului și securitatea energetică. Cred că este esențial ca la Varșovia să agreăm decizii corecte și echilibrate în raport cu provocările și riscurile de securitate care s-au conturat în vecinătatea spațiului euroatlantic. Am subliniat acest lucru și în cadrul discuțiilor cu domnul secretar general Stoltenberg. Hotărârile pe care le vom lua vor trebui să fie în spiritul solidarității, conform principiilor aliate 28 pentru 28 și abordarea de tip 360 de grade. Fără a pierde din vedere necesitatea unui răspuns adecvat la evoluțiile din vecinătatea sudică, am accentuat în mod deosebit așteptările pe care le are România de la summitul NATO. Este importantă asigurarea unei prezențe credibile și predictibile a forțelor aliate pe flancul estic, cu realizarea echilibrului între dimensiunea nordică și cea sudică a flancului estic. În același context, ne dorim stabilirea cadrului unei prezențe aliate navale permanente la Marea Neagră, bineînțeles cu respectarea prevederilor Convenției de la Montreux. De asemenea, consider oportună agrearea unei soluții pentru derularea de activități comune de instruire a forțelor aliate în regiune. Atunci când vine vorba de misiunea sa fundamentală, aceea apărării colective, NATO trebuie să demonstreze permanent unitate, solidaritate și determinare. România va continua să acorde o importanță deosebită includerii Mării Negre în toate procesele aliate de evaluare, astfel încât provocările de securitate din regiune să fie analizate de o manieră corectă și cuprinzătoare. Am evidențiat în discuții faptul că pentru țara noastră consolidarea relației transatlantice și a parteneriatului strategic NATO-Uniunea Europeană rămân obiective esențiale în procesul de adaptare pe termen lung a Alianței Nord-Atlantice. Abordarea de principiu a României față de NATO va continua în direcția consolidării profilului de aliat european cu vocație transatlantică, cu rol stabilizator în regiune. Am salutat progresele în direcția întăririi rolului NATO în combaterea amenințărilor hibride și am exprimat speranța că Alianța va ajunge la o abordare cuprinzătoare în domeniu, complementare eforturilor întreprinse la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, l-am informat pe domnul secretar general
asupra faptului că România susține continuarea politicii NATO a ușilor deschise, precum și înregistrarea de rezultate concrete în acest sens, nu numai în privința Muntenegrului, ci și în raport cu ceilalți aspiranți. Cu privire la Republica Moldova, am salutat demersurile aliate orientate spre consolidarea capacității de apărare. Am reafirmat sprijinul pe care România îl acordă Ucrainei, inclusiv din perspectiva Fondului pentru Apărare Cibernetică, unde țara noastră este națiune lider. Cred că susținerea partenerilor estici trebuie să se bucure de un profil sporit pe agenda NATO, întrucât securitatea și stabilitatea acestora se reflectă inclusiv asupra climatului de securitate euroatlantic. Țara noastră va continua să fie un furnizor de securitate în regiune, un pol de stabilitate la extremitatea estică a spațiului euroatlantic, supusă provocărilor și amenințărilor. Din această perspectivă, suntem preocupați de situația din Ucraina și Republica Moldova. Singurele soluții viabile rămân cele politice și nu cele militare. Aceasta este o problemă de interes comun pentru NATO și Uniunea Europeană și un argument în plus pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două organizații. Închei prin a vă mulțumi pentru prezența la București și la Deveselu, precum și pentru deschiderea manifestată de dumneavoastră personal față de România. Solidaritatea aliată rămâne factorul esențial al stabilității și securității euroatlantice. Vă puteți baza pe România din acest punct de vedere. Mulțumesc, the floor is yours. Thank you so much, President Klaus Iohannis. It's great to be back here in Bucharest. It's great to be able to meet with you again. And Romania is very committed and a staunch ally, which has contributed over many years to our collective defense and our shared security. And I thank you for the strong and important Romanian commitments and contributions to NATO. We have just had excellent discussions on the security situation in the wider region, on our objectives for the Warsaw Summit in July, and on Romania's strong commitment to our alliance. NATO has responded decisively to a changed and more challenging security environment. We have increased our presence in the eastern part of our alliance, including here in Romania. Romania hosts a new small headquarters here in Bucharest, which I visited together with you last year. And you have activated the multinational division Southeast headquarters, which is now being tested, and I'm looking forward to visit this headquarters later on this morning. Both headquarters will boost our ability to plan and exercise and to reinforce if needed. And we will do more. Not to threaten anyone, but to protect our nations, because Russia has changed borders by force and continues to intimidate its neighbors. At the same time, we will keep channels of dialogue open with Russia, especially in times of tension. Transparency and predictability are important to reduce risks of miscalculations and accidents. Romania also makes an important contribution to NATO's ballistic missile defense system by hosting an Aegis ashore site in Deveselu.
This helps protect European allies against missile threats from outside the Euro-Atlantic area. We will mark a new milestone today, and I'm looking forward to take part in the ceremony later on today. Romania also plays a constructive role in ensuring stability in the Black Sea region, which is important for our security. Romania has made a major commitment with the support of all political parties to increase defense spending to 2% of GDP. And I welcome the increase in defense spending we have seen over the past years in Romania. That shows that you are following up on your commitments. That is a very welcome step in the right direction, and I encourage you to continue on that road, because the protection of our citizens is paramount. We must have all the resources and capabilities to keep our citizens safe in a more dangerous world. Romania is also playing a key part in projecting stability beyond our borders, in Moldova, Georgia, and in Ukraine. You make a great contribution to our trust fund on cyber defense for Ukraine. That shows real leadership. You have also shown continued commitment to our missions in Kosovo and in Afghanistan. Our mission to train the Afghan forces remains challenging, and it comes at a high cost. I pay tribute to the two Romanian officers who were recently killed in Kandahar in the service of their duties. And I wish their wounded colleague a speedy recovery. So, Mr. President, Romania is a steadfast ally, and NATO has a solemn commitment to Romania's security, now and for the future. Julian Barnes from the Wall Street Journal. Mr. President, do you expect Russian threats as a result of the radar inauguration, and does this system make Romania safer? And Mr. Secretary General, will declaring IOC at Warsaw for the missile defense system further strain relations with Russia? Will it make confrontation more likely? This system is not about Russia. It's not directed against Russia. And both physics and geography makes it impossible for this system to weaken or to undermine the strategic deterrent of Russia. And it makes it technically impossible to shoot down Russian intercontinental ballistic missiles. So this is a system which is directed against threats coming from outside the Euro-Atlantic area. And Russia knows this. We have been very transparent about the plans and the intentions of this system. So there is no reason why this should increase tensions. And the threats we have seen from Russia are unjustified. They are irresponsible. And they know that this is a system which is in no way directed against Russia. Cu siguranță, acest sistem anti-rachetă face și România mai sigură, face Europa mai sigură. Am spus în prezentarea mea dinainte și vreau să repet. Acest sistem de la Deveselu are strict capacități defensive. Nu este îndreptat împotriva niciunui stat, nu poate să fie folosit ofensiv. Acest sistem se încadrează în logica pe care de asemenea am menționat-o și poate ar trebui să elaborez. 28 pentru 28 e clar. Fiecare apără pe fiecare.
abordarea 360 de grade. NATO trebuie să fie pregătită pentru a face față la toate provocările sau la toate riscurile. Aici nu vorbim despre Rusia. Știm că Rusia folosește aceste ocazii pentru a fi foarte vocală, însă și ei știu la fel de bine cum știm noi că sistemul nu este niciun fel îndreptat împotriva Rusiei, însă NATO trebuie să fie pregătită pentru a face față și altor incidente care vin din altă zonă, din afara spațiului euroatlantic. Mă aștept, deci, ca în continuare celelalte elemente ale sistemului antirachetă care vor fi amplasate următorul în Polonia să facă față foarte bine unor amenințări de acest tip. Carmen Gavrila, Radio România. O întrebare pentru domnul Stoltenberg și pentru domnul președinte. Cum afectează echilibrul de securitate în zonă faptul că Rusia va trimite 3 brigăzi suplimentare la granița sa cu NATO în sud și sud-vest, deci și aproape de România? Mulțumesc. We have seen reports about these divisions for some time now, and I think that this is part of a pattern. It's part of a pattern we have seen over several years about a more assertive Russia, about Russian significant military buildup, investments in modern defense systems and capabilities, and more exercises and more military presence close to NATO borders. But more important, we have seen Russia, which is willing to use military force to change the borders in Europe, illegally annexing Crimea and destabilizing eastern Ukraine. And it's because of this pattern over some years that NATO has responded. And we have responded by implementing the biggest reinforcement to our collective defense since the end of the Cold War, with more presence in the eastern part of the alliance of NATO forces, NATO capabilities, also here in Romania, and with increased capabilities when it comes to reinforcement if needed. What NATO does is a direct response to the aggressive actions of Russia in Ukraine. We have to respond when we see this behavior over a long period of time. But at the same time, what we do is defensive, it's proportionate, and it's fully in line with our international obligations. And NATO does not seek confrontation with Russia. We don't seek a new Cold War. And we will continue to strive for a more constructive relationship with Russia. And we think that there is no contradiction between a strong defense, predictable and firm behavior from the NATO side, and at the same time, to strive for a dialogue, transparency, and risk reductions, because we have also seen that the increased military presence along our borders also increases the risks of incidents and accidents. We saw the downing of the Russian plane over Turkey, and we have seen incidents in the Baltic Sea, where we have seen unsafe behavior of Russian planes close to US ships and planes. So we need this combination of strength with political engagement. Aceste acțiuni care sunt anunțate și pregătite în Rusia sunt dintre cele care
ne fac pe noi să solicităm NATO o abordare echilibrată a flancului estic, dacă vorbim despre partea nordică, unde avem Polonia și statele baltice, și partea sudică a flancului estic, unde avem România și Bulgaria. Este evident că acest flanc are nevoie de o abordare echilibrată, asta însemnând că vom avea o prezență avansată a forțelor NATO și în partea de nord a flancului estic, dar e necesară și în partea de sud a flancului estic. Asta nu înseamnă că vom avea, ca pe vremea războiului rece, zeci sau sute de mii de soldați staționați pe acest flanc, însă, după părerea noastră, este nevoie de o prezență avansată a forțelor NATO, de exemplu, prin exerciții militare comune. Avem foarte multe astfel de exerciții, ne dorim mai multe. În aceeași logică, ne dorim și am propus acest lucru, să avem o prezență navală permanentă în Marea Neagră, care sigur va porni de la riverani, adică noi cu bulgarii și cu turcii, dar care, în perspectivă, trebuie să se integreze în abordarea NATO pentru partea sudică a flancului estic.